Prima întrebare, inspirată de titlul romanului dumneavoastră, Negustorul de începuturi de roman. Și se spune că nu trebuie să judeci o carte după copertă, dar să o judeci după început, după primele fraze? O carte, în general, o judeci după multe criterii. De pildă, deja numele autorului. Dacă există un autor care ți-a plăcut deja, sau despre care ai auzit că e interesant, că este important, atunci ai deja un prim reper. Sigur, imaginea de pe copertă nu poate fi întotdeauna un criteriu serios, pentru că oricine poate ziua de astăzi să-și permită coperți extraordinar de interesante, extravagante și conținutul să fie stupid. Dar există în orice caz maniere și maniere de a frunzări o carte. Uneori, eu însumi încerc să aleg cărți când intru într-o librărie în următoarele criterii. 1. Să nu fie premiate. Pentru că, de pildă, în Franța sunt 2000 de premii. Atât de România, unde sunt premii puține, acolo sunt infinit mai multe premii. Și fiecare își afișează câte un premiu pe copertă. Deja sunt premii foarte importante, cum este Goncourt, și așa mai departe. Sunt vreo 20 de premii, Andrea Rallier, altele, premiul de roman al Academiei Franceze, Renaudot. Deci aceste premii, aceste 20 de premii deja propun pe piață niște cărți care sunt foarte citite. Deci sunt oameni care nu citesc decât premiile, adică numai cărțile care au luat premii. Câte cărți poate citi un om care este ocupat și cu profesia lui pe an? Hai zicem că citește o carte la fiecare două săptămâni. Asta înseamnă exact 20 de cărți, 20 de premii. Dar cum există vreo 2000 de premii, aproape intri într-o librărie și vezi pe coperți câte o banderolă, premiul cutare, premiul cutare, premiul cutare, premiul revistei El, premiul poștei franceze, premiul căilor naționale ferate franceze și așa mai departe. Deci, deseori caut cărți bune pe care să le cumpăr, să le citesc și care au trecut printre premii. Exact, printre premii, pentru că nu-mi place să mă las foarte mult manipulat. Citesc și eu premiile importante. Nobelul? Citesc, sigur, Nobelul. De altfel, îl cunoșteam pe Modiano de mulți ani. Sau citesc, oricum, urmăresc anumiți autori. Pe Michel Houellebecq îl citesc indiferent cu ce apare, pentru că îl urmăresc. Sunt și alți autori pe care, e un englez care îmi place foarte mult cum scrie, Jonathan Coe, și urmăresc toate cărțile. Coperta, cum vă spun, poate păcăli, dar frunzăritul nu te păcălește dacă știi ce cauți. Sigur, poți citi o pagină, poți citi două, poți citi... Eu citesc puțin să văd ce tip de narațiune are. Încălcită, de tip labirintic, de tip fraza care își mușcă coada, limpede. Simt uneori că e o carte susceptibilă să mă intereseze. Mă mai și informez, bineînțeles, pentru că sunt reviste și reviste literare care îți sugerează, care îți spun să cumperi și cărți foarte bune care nu au primit premii. Deci, e o aventură, în definitiv, să alegi o carte. O aventură frumoasă. Nu știu cum ați ales-o dumneavoastră pe a mea, dacă v-a incitat coperta sau primele rânduri sau titlul. După autor. Titlul este și el un reper. Pentru mine titlul este important întotdeauna, pentru că titlul este o frumoasă intrare într-o carte, ca o fereastră care te îmbie. Uneori, dacă titlul este o metaforă, intri și mai ușor în jocul artistului. Eu am încercat, în general, să utilizez titlul sau să compun titlul care să fie ca niște versuri de poem sau care să ascundă ceva. Un fel de iluzionism, așa, un număr de iluzionism care te invită după aceea să intri în marele spectacol al iluziei ficțiunii. Ați anticipat o întrebare de la unul dintre cititorii noștri. Foarte curios să știe cum vă alegeți titlurile, care deja sunt o marcă dumneavoastră. Titlurile dumneavoastră sunt tot timpul surprinzătoare. În piesele mele de teatru, sigur, se ascund întotdeauna titlurile. De pildă, când termin un text, o piesă de teatru, știu că undeva, după ce am terminat-o, în adâncul piesei, între replicile respective, se ascunde și titlul. Deci nu îl puneți de la început, îl puneți la final. În general, îl pun la final. Rare ori încep o piesă cu titlul deja fixat de la bun început. Scriu piesa pentru că am un subiect pe care vreau să-l tratez sau am o obsesie sau am știu eu ce.
o situație dramatică și atunci piesa se scrie aproape singură uneori sau muncesc la ea mai mult timp, așteaptă textul, revin, în sfârșit, fiecare text are aventura lui. Dar la sfârșit, în general, după ce l-am terminat și sunt mulțumit de el, încep să recitesc așteptând să văd de unde va veni strigătul, eu sunt titlul, eu sunt titlul, pentru că întotdeauna este o replică sau o frază sau o jumătate de frază care se vrea titlu. Și atunci fac o listă cu acele fraze care vor să fie titlu și până la urmă se impune una. Așa mi-am ales titlurile pe cum, știu eu, istoria comunismului povestită pentru bolnavi mental sau despre sexul femeii când de luptă în războiul din Bosnia sau, știu eu, frumoasa călătorie a urșilor pandă povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt. Pentru mine titlul este important, cum vă spun, e o deschidere poetică spre ceea ce propun. Și știți cum e altădată la Bâlciu, se spunea, intrați că ce spunem noi pe firmă e și înăuntru viu și adevărat. E bine, e important ca înăuntru un cititor să găsească aceeași tensiune din titlu sau aceeași plăcere de joc. Dar în cazul Negustorului din începutul de roman, cum a apărut titlul? Este de fapt o sinteză a poveștii, dar cu povestea este așa de strane sau destul de insolită, mi-am zis, de ce să nu spun de la bun început ce se va întâmpla și în interior? Era calea cea mai scurtă pentru a incita și pentru a atrage atenția. Pentru că eu mai am o piesă care se numește Negustorul de timp, o piesă, asta e roman, Negustorul de timp. Ideea asta de a face comerț cu ceva, de a da, de a lua, de a... Ce nu se vinde. Mă fascinează, Negustorul din Veneția, există multe titluri de genul acesta, dar mai rar Negustorul de începutul de roman e un titlu mai puțin, să zic așa, previzibil. Sigur că povestea începuturilor de roman nu e numai a mea, foarte mulți critici au analizat deseori această teorie a începuturilor, început. Ce poate purta ca încărcătură, ca gravitate, ca promisiune o frază. Eu am transformat-o într-o poveste, după cum ați observat, și cred că titlul ăsta a funcționat. Cred că a atras privirile multor cititori. De altfel, în franceză va fi editat anul acesta. Ori e greu de spus în franceză Le marchand du commencement du roman. Nu e prea... Nu sună melodios. Nu e melodios, nu se poate deci traduce mot a mot, deci am să-i spun sau îi vom spune Le marchand de première phrase. Deci, negustorul de prime fraze, ceea ce sună prost în românește, sună bine în franțuzește. Chiar voiam să vă întreb în ce limbă ați scris română, pentru că știu că scrieți și în română și în franceză, mi-ați răspuns că a fost scris în română. De ce? Cum? De... Eu trăiesc, deci, între două lumi, trăiesc între două limbi, trăiesc între două culturi, între două sensibilități, între două, știu eu, orizonturi de așteptare, între două tipuri de public. Deci, de mai mulți, de foarte mulți ani, îmi scriu teatrul în franceză și proza mea scriu în românește. În felul acesta am o legătură continuă cu limba română, o legătură continuă cu limba franceză. În general, ce scriu teatru, când scriu teatru în franceză, eu îmi traduc piesele în românește. Romanele însă nu pot. Nu am timp fizic. Adică ar trebui să ai mai mult. Deja că eu am două vieți, pentru că scriu și în română și în franceză, mi-ar fi imposibil ca eu să mă ocup și de traducerea romanelor în franceză. Deci am traducătorii mei, două romane de ale mele sunt deja publicate în franceză, Domnul Cai Liberat și Sindromul de panică în orașul luminilor. Dar când scriu roman, de fapt, cum să vă spun, nu mă gândesc la un public țintă, nu mă gândesc la un public francez sau un public românesc. Scriu, în primul rând, ca să-mi satisfac busola interioară, pentru că dacă simt eu că îmi place mie, e ca și cum aș fi eu primul meu cititor. Și dacă mă surprind pe mine însumi, știu că și cititorul meu, surprins fiind, va aprecia acest lucru. Este un caz foarte interesant în istoria literaturii, de pildă Kazantzakis, care a scris multe romane grele, interesante, dar, de fapt, unul singur a devenit foarte popular. Este romanul pe care l-a scris ca să-și facă sieși plăcere, Zorba Grecul, care a rămas efectiv cel mai popular roman al său. Într-un fel, încerc să-mi scriu romanele ca și cum aș scrie la nesfârșit cărți de tip Zorba Grecul. Încerc să fac mie plăcere, să-mi spun dacă eu citesc acest roman, mă simt bine, mă surprinde, mă pun într-o situație de ludicitate, de interes, de suspans, de surpriză.
Cam așa mi se pare că ar trebui scrisă proza. Să vă placă în primul rând dumneavoastră ca autor. Dar revenind la personajul insolit care dă până la urmă și titlul romanului, Negustorul de începuturi, ați fost vreodată în situația de a vă afla în fața colii albe de hârtie sau ecranului pe care stă deschis documentul și pe care să nu știți ce să scrieți și poate v-ați fi dorit atunci să existe un fel de geniu bun, de vânzător de începuturi care să vină să vă dea imboldul? Personal, nu. În sensul că eu scriu de când eram elev, cu furie, cu disciplină, cu încredere în mine însumi, fără să aștept inspirația, pentru că am impresia că sunt ca un fel de mesager, ceva trece prin mine, un fel de dorință de a comunica prin cuvânt. Niciodată n-am scris pentru mine, n-am scris din motive terapeutice sau autoterapeutice, am scris întotdeauna ca să public, ca să pun cuvântul în circulație. Deci n-am așteptat niciodată niciun imbold, nici din afară, nici de la inspirație. Acum, eu nu spun că inspirația nu există. Pentru mine este însă un lux prea mare să aștept inspirația. Am fost întotdeauna prins între mai multe pasiuni, într-o dorință de a desena, de pildă. Când eram elev și adolescent, nu mă ocupam numai de scris. Am fost un pasionat al desenului și al gravurii și al picturii până când am intrat la facultate, de pildă, pictam. Deci, făceam fotografie, adică eram pasionat de mai multe discipline artistice și probabil că dacă aș fi avut mai mult curaj, am fost un om timid, aș fi dat la regie, poate că mi-ar fi plăcut să fac regie de teatru până la urmă. Dar am fost un adolescent de provincie destul de timid și atunci m-am concentrat pe scris. Deși probabil că aș fi putut să fac și arte plastice, instalații, știu eu. Dar la un moment dat am optat. În momentul în care a trebuit să aleg o facultate, de pildă, mi-am spus, nu le poți face bine pe toate. Nu poți să faci nici pictură la un anumit nivel, nici literatură la un anumit nivel. Atunci mi-am închis șevaletul pe care l-aveam la Rădăuți, mi-am pus cu fața la perete pânzele care și acum există în casa mea natală și am spus, voi face literatură. Sigur, ca să fac literatură n-am dat la filologie, am dat la filozofie, dar asta a fost o altă poveste. Ce alegere? Dintre toate artele, ați ales filozofia. Și... am ales filozofia pentru că instinctiv mi-am spus trebuie să am o distanță chiar și față de literatură. Adică știam că literatura era viața mea, că în ea voiam să mă investesc, dar aveam nevoie un fel de distanță, de un fel de joc cu literatura. Nu voiam să devin un profesionist în sensul să fiu capabil să predau literatură, să devin critic, să devin... Vreau să cochetez cu literatura, vreau să fiu liber în același timp, dar să fiu în apropierea ei. Este un mare profesor de teatru francez, Antoine Vitez, care le spunea elevilor săi, studenților săi, în felul următor. Nu trebuie să interpretați un rol, nu trebuie să jucați un rol, trebuie să vă jucați cu un rol. Într-un fel, eu scriu literatură, dar mă și joc puțin cu ea. Teatrul dă cea mai mare libertate de joacă? Teatrul dă o mare libertate de joacă, pentru că... mai mare că, decât romanul sau novela sau Într-un fel, romanul îți dă o libertate de construcție extraordinară. Pentru că te poți crede Dumnezeu când scrii un roman. Poți introduce personaje, te poți instala pe durată. Nu-ți pasă, de fapt, de durată. Poți să scrii roman lung, poți să scrii roman stufos, să mai introduci personaje, să le ucizi, să le transformi pe cele secundare în principale și mai departe. Teatrul este un alt fel de construcție. Durata este oarecum limitată. Trebuie să te gândești că o piesă de teatru trebuie să dureze 2 ore, 2 ore jumate. Sigur, poate să dureze și 8 ore, dacă vrei, rămâne de văzut cine ți-o montează. Dar sunt două forme de libertate diferite. În teatru, când scriu piese de teatru, îmi place acest ping-pong între replici, faptul că se produce o construcție pas cu pas. De fapt, unii cred că în dialog, unii cred că esența teatrului este dialogul. De fapt, esența teatrului este replica. Replica este altceva decât dialogul. Atunci când construiești replici, de fapt, fiecare intervenție a celuilalt pregătește terenul pentru următorul etaj și așa se construiesc ca niște pagode, scenele, secvențele. Romanul este un alt tip de călătorie, o călătorie în interiorul personajelor,
Romanul permite schimbarea unghiurilor de abordare într-o manieră absolut extraordinară. De altfel, în romanele mele vorbesc obiectele, vorbesc animalele, vorbesc norii, vorbesc conceptele, vorbesc cuvintele, vorbesc ordinatoarele. Adică îmi pot permite să schimb unghiul de vedere, unghiul de percepție, ceea ce permite o anumită bogăție și o construcție care să-l uimească puțin pe cititor și să-și dea seama cât de fascinantă și de complicată și în același timp de simplă, dar miraculoasă este lumea în care trăiește, lumea ideilor și raporturile dintre cuvânt și realitate. Haideți să vorbim acum despre o anumită parte din roman. Știu că ați spus când am ajuns aici că este un spațiu frumos și, într-adevăr, este un spațiu foarte frumos, plăcut. Și știu că vă plac cafenelele, ca spațiu boem, spațiu unde se face schimb de idei, iar în roman apar menționate multe dintre cafenelele faimoase ale Europei. Există un astfel de spațiu în București, pentru dumneavoastră? Sigur. Aseară am scris două poeme într-o cafenea care îmi place foarte mult, se numește Grand Café și care este în spate la Atene, Palace, în spatele Ateneului Român și care are ceva ce îmi place mie pentru că e un fel de cafenea de tip Europa Centrală cu fotolii care te înșfacă. Acum, cafenelele sunt și ele de multe feluri. Mie îmi plac foarte mult cafenelele de tip franțuzesc, dar îmi plac și astea din Europa Centrală. Și văd că România s-a inspirat mai mult, Bucureștiul s-a inspirat mai mult din tipul de cafenea Europa Centrală, puțin mai împrumută de la englezi, dar acest tip de cafenea, oarecum burgheză, cu spațiu mult de tip Europa Centrală, are șarmul ei. Cafeneaua de tip francez este înghesuită, în care toți oamenii sunt în general puțin mai... E o mare convivialitate, bineînțeles, dar, de pildă, o masă ca asta nu poți vedea într-o cafenea de tip francez. Acolo spațiul este mai mic, oamenii sunt mai strâns, scaunele sunt mai micuțe. Dar există alte trăiri în aceste spații mici. Cum vă place să vedeți cărțile dumneavoastră a cititori? Cum trebuie să arate o carte? Răsfoită, plină de semne, plină de note, pe margine? Sau poate o carte este un lucru pe care trebuie să-l păstrezi frumos și curat? Nu, o carte este un obiect cu care comunici, deci ea se prăfuiește, se îndoaie, suferă, se ofilește și în același timp rămâne o carte, mai ales când rămâne o carte de căpătâi, are voie să obosească. De altfel, o carte citită și răscitită, parcă începe să primească un fel de valoare suplimentară, ca vinul vechi. Adică o carte care a fost citită de 2, 3, 4, 5, 6 persoane. Când eram adolescent, îmi alegeam uneori cărțile din biblioteca școlii în funcție de cât de obosite erau ele. Pentru că dacă erau obosite, îmi spuneam, au trecut prin multe mâini. Multe mâini au citit această carte. Deci trebuie să aibă ceva. Și atunci când vedeam că erau toate colțurile îndoite și îngălbenite și efectiv, foarte, foarte obosite, îmi spuneam, merită încercat să vedem ce spune această carte. Și atunci vă bucurați să vă vedeți cărțile cât mai utilizate. Acum a trebuit să fac o tură prin biblioteci să văd cum ajung ele, pentru că așa e mai rar să vezi ce se întâmplă cu o carte cumpărată de cineva dintr-o librărie. Dar atunci când în biblioteci cărțile încep să fie citite, recitite, acolo se întâmplă un miracol. De altfel, eu îmi imaginez invidia dintre cărți, o carte care e deja prăfuită într-un raft și care se uită de sus la alta care e neatinsă sau atinsă cineva odată de două ori și astea prăfuite spune, ei, noi știm ce înseamnă contactul cu cititorul, voi nu v-a deschis nimeni sau v-a deschis cineva odată de două ori și uite, asta spune ceva și despre valoarea cărții. Ați vorbit despre distanța pe care trebuie să o ai față de literatură. Nestând în România, mă gândesc că aveți o distanță și față de viața culturală românească, o distanță care vă permite o privire mai obiectivă. Și atunci vreau să vă întreb, care credeți că este principalul bun cultural pe care România îl exportă? România poate trimite cultură în străinătate. Există o creativitate românească, o inventivitate românească pe care o apreciez foarte mult. România a trimis în străinătate mulți regizori, a trimis mulți muzicieni. Nu pot să vă spun cât de mulți sunt muzicienii care vin din România cu pregătirea muzicală românească și care lucrează în străinătate. A trimis graficieni, a trimis sculptori, a trimis artiști de mare ținută. O să vă spun de pildă un nume, Mircea Cantor, este un mare nume. Acum câțiva ani a avut o expoziție personală la Bobur, de pildă.
a luat un premiu important, premiul Marcel Duchamp. Lumea trimite mulți artiști în străinătate. E mai greu însă cu literatura. Pentru că este o enormă competiție în spațiul literar. Lumea este deja colonizată sau subconștientul nostru este colonizat aproape de literatura americană sau anglosaxonă. Spațiul balcanic și spațiul este european nu este o zonă, o regiune care să fascineze în mod imediat. De pildă, o să vă spun că atunci când romanul sud-american a fost primit cu mare bucurie, cu brațele deschise în Europa, s-a datorat și faptului că lumea a fost fascinată de continentul cultura sud-american. Adică oamenii fantasmează pe Brazilia, pe Columbia, pe Argentina, pe alte țări. E un spațiu acolo, tot ce s-a întâmplat acolo ca experiență, materie de dictaturi, tentativa sau toate mișcările de stânga, toate cruzimile și toată poezia care pe care o degajă acest continent, toate acestea sunt elemente extraliterare care ajută, fac un fel de serviciu de marketing literaturii. Iar după ce a triumfat în Franța, au triumfat primii scritori latinoamericani, Gabriel García Márquez și alții, aproape i-au tras ca niște locomotive și pe alți autori în spațiul european. Nu se întâmplă același lucru cu literatura Europei de Răsărit. Adică atunci când a publicat Kundera romane importante în Franța sau în Europa Occidentală, el a tras după el și alți autori cehi. Când a fost Ismail Kadare, de pildă, un autor foarte, foarte mult tradus și o vedetă, el a tras după el și alți autori albanezi. Cam așa se întâmplă, de pildă, este un scriitor rus care trăiește în Ucraina foarte bun, Andrei Kurkov, care a avut un succes cu o carte, cu un roman, Pinguinul, și pe aia a scris și altele, dar el n-a tras după el întreaga literatură ucraineană sau... Deci aș spune că Occidentul, când privește spre Răsărit, aproape că îi ajung un autor pe țară. Dar consumă masiv literatura anglosaxonă sau literatura nordică, romanul, în general, romanul polițisto de acțiune nordic e foarte bine prizat. Acum sunt foarte mult la modă japonezii. Poate puțin va veni romanul chinezesc, pentru că acolo China se prepară să ne trimită 1 milion de scriitori în deceniile următoare. Literatura rusă este puțin mai bine percepută decât această literatură din Europa de Răsărit, unde intrăm și noi, din Balcani, care suntem oarecum cenușăreasa editurilor din Franța și din Occident. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt câțiva autori români care încep să aibă succes și asta nu înseamnă că literatura română nu este foarte tradusă, de pildă în franceză. Mircea Cărtărescu este tradus bine și este perceput bine, Dan Lungu este tradus bine și foarte bine perceput. Sunt alți autori în domeniul teatrului, ca Gianina Cărbunariu, care este în același timp și regizoare și care își montează piesele, care este deja o valoare sigură, circulă în Occident. Sigur că România a dat mai mulți autori care sunt și există. Dacă intrați într-o librărie franceză, sunt cel puțin 3-4 autori români pe care îi găsiți sigur bine plasați în librărie. Îl găsiți întotdeauna pe Mircea Eliade. Chiar dacă toate sunt traduceri, Mircea Eliade a intrat în conștiința publicului francez și îl găsiți în orice librărie fără nicio problemă. Îl găsiți pe Cioran, fără nicio problemă. Îl găsiți pe Ionescu, fără nicio problemă. Găsiți poezia lui Gerasim Luca, fără nicio problemă. Mai puțin cunoscut în România, dar acest om care a plecat din România și care a scris în francez o poezie extraordinară, este un mare poet în Franța. E mort acum, s-a sinucis acum mai mulți ani. Găsiți de asemenea pe Tristan Tzara. Adică existăm și nu existăm. Literatura mai nouă mai are nevoie de puțin noroc ca să se impună. Și atunci literatura este principalul nostru bun de export din punct de vedere cultural? Da, revenind la întrebarea noastră, într-adevăr, cred că filmul a fost, cum a spus, principalul bun de export pentru că a atins un public extrem de larg.
Cred că pe locul 2 poate că se situează poate muzica sau artele plastice. Literatura este încă departe, pentru că marele public occidental nu e încă conștient că, știu eu, sunt câteva nume nobelizabile în România și dacă îl întrebați pe un om obișnuit sau pe un intelectual obișnuit, nu pe un om obișnuit, dacă îl întrebați, dați-mi trei nume de mari scriitori români, el tot Ionescu, Cioran și Eliade vă vor da ca nume, vă da ca nume. Poate dacă e puțin mai instruit, va ajunge, până să ajungă la Cărtărescu, vă mai spune poate Panaitis Strati. Poate că vă mai spune, știu eu, în domeniul artelor plastice, însă fiecare va, sau al artelor vizuale, fiecare va spune numele lui Brâncuș, de pildă, ne-a făcut un mare serviciu. Dumneavoastră ați fost cunoscut și recunoscut, ați primit atâtea premii și laude, dar există, atunci când rememorați parcursul dumneavoastră, o apreciere care v-a rămas la inimă sau un moment în care ați știut că asta v-a consacrat? Eram în România încă tânăr scriitor, scriam piese înainte de căderea comunismului, cred că prin 83-84, și scriam multe piese și le distribuiam, făceam fotocopii și le distribuiam unor scriitori care mă interesau, unor regizori, unor critici, ele circulau așa, din mână în mână. Și mi-am amintesc la un moment dat de o apreciere pe care mi-a făcut-o cineva, un om la care țin, filozoful Mihai Șora. I-am dat una din piesele mele care se numește Bine, mamă, ăștia povestesc în actul 2 ce se întâmplă în actul 1. Și Mihai Șora era și este un om pe care îl apreciam mult, generația noastră, mâncam cu el la masă, la Uniunea Scriitorilor. Era unul care știa să-și asculte. Uneori asculta cu o inteligență care era a lui. Noi toți spuneam prostii, dar el asculta. Îl mai obligam să vorbească, bineînțeles, dar era un om deosebit. Și la un moment dat mi-a făcut acest elogiu care mi-a rămas în minte și în inimă. A venit după o zi sau două să-mi spune, ne-am întâlnit la masă la restaurantul unui scriitor și mi-a spus, domnul Vișnec, vorbea cu dumneavoastră, avea un stil, v-am citit piesa. Zice, mi-a plăcut. Și după aia mi-a adus elogiul suprem, mi-a zis, am râs. Ori când îți spune un mare filozof, un om la care ții că a râs de unul singur la textul său citindu-l, e un elogiu care uneori e mai important decât, știu eu, un articol sau două sau trei scrise de... Au fost ani când mai mulți regizori au încercat să le monteze. De pildă, vorbim de aceeași piesă, Bine, mamă, ăștia povestesc în actul 2 ce se întâmplă în actul 1. La ora aceea, Ion Caramitru, care era un mare actor și este un mare actor, undeva declarat în presă, aș vrea să montez piesa asta de Matei Vișne, că era imposibil, nimeni nu putea să o monteze la ora aceea, s-a montat după căderea comunismului, dar și acesta a fost un elogiu, când un mare actor descoperea un titlu, un text al unui scriitor care atunci se afirma. Sigur, am avut parte de multe elogii, dar sunt câteva care mi-au rămas la inimă prin caracterul lor special. De pildă, Nichita Stănescu, la un moment dat, mi-a spus o frază care m-a tulburat după ce am început să scriu teatru. Eram tot așa la o petrecere și la un moment dat m-a tras pe un balcon și mi-a spus, Matei, că scrii poezie este foarte bine. Dar, și atunci s-a uitat la mine, m-a prins în brațe așa și mi-a spus, dar scrie teatru, zice. Scrie teatru pentru că în teatru în acest moment nu e nimeni, ești singur. E adevărat că eram singurul din generația mea care scria teatru în mod pasionat. Sigur, din fericire, sunt mulți oameni care scriu acum, dar la ora aceea să-ți spună Nichita Stănescu, scrie teatru. Erau alți oameni care scriau un teatru extraordinar. Era Marin Sorescu, era Iosif Naghiu, era încă în viață Eugen Lovinescu, erau Paul Cornel Chitic, oameni la care țineau, Romulus Guga, adică teatrul românesc exista. Dar din generația mea, nu erau fascinați de teatru foarte mulți. Atunci, acel elogiu al lui Nichita Stănescu a fost la cântărit.
enorm la acea oră. O să închei cu o altă întrebare de un cititor. Și se potrivește cu ce ați spus mai devreme, că acele cărți bune sunt acele cărți răsfoite, recitite, cu pagini neîndoite și însemnate. Care este cartea pe care ați recitit-o de cele mai multe ori? Când eram adolescent, am citit de mai multe ori Cei trei mușchetari. Și mă credeam D'Artagnan. Cu toți ne dorim. Mai târziu, am citit de mai multe ori Procesul lui Kafka. Pentru că era o carte care mă intriga. Era undeva pe un raft la căpătul patului și cred că de la 14 ani tot luam cartea, intram puțin în ea, mă blocam, mă intriga, iar o reciteam, adică o reluam, avansam puțin mai sus până la pagina 30-40, iar o lăsam, iar o luam, avansam până la pagina 65 sau 70, iar o lăsam, până când într-o bună zi am citit-o toată, după aia am recitit-o. Kafka a fost un autor important pentru mine, fondator. Un alt autor care mi-a plăcut, care m-a marcat foarte mult și pe care după aceea l-am citit pe sărite din când în când de plăcere, a fost Oscar Wilde. Portretul lui Dorian Gray este o frumoasă lecție de înțelepciune, de cinism britanic, de umor, de un fel de spirit ca șampania țâșnește. Și atunci citeam acele calambururi verbale cu mare, mare plăcere. Au fost cărți pe care le-am recitit apoi în franceză după ce le-am citit în limba română. De pildă, am citit Proust, întâi în românește, după aia l-am citit în franceză și mi-am dat seama că în limba română avea un aspect puțin mai bătrânicios fraza. În franceză era mult mai limpede, mai clar. Rar am acum timp să recitesc. Când mă întorc în general în vacanțe în august la Rădăuți, în casa mea de acolo, recitesc acei clasici, câte o pagină, câte un capitol din Rebreanu. Acum câțiva ani am recitit Nada Florilor. Mi se pare că, știu eu, sunt cărți fabuloase pe care le știam din liceu și care rezistă în continuare în fața timpului. Anton Holman este un autor extraordinar. Camil Petrescu, îmi place să recitesc pagini și mai ales lecția de filozofie dată în pat de... În ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Deci avem un patrimoniu absolut extraordinar literar. Iar cărțile, într-adevăr, marile cărți ale umanității, marile cărți ale vieților noastre, merită recitite cam la fiecare 20 de ani, la fiecare 15 ani, o carte care ne-a marcat, merită recitită. E ca și templele japoneze care la fiecare 30 de ani erau reconstruite identic, pentru că era un fel de reîmprospătare. Cred că recitind cărțile esențiale, ele continuă să ne formeze, dar ne vorbesc altfel.